Ministerul Apărării Naționale prin Centrul Militar Județean Suceava desfășoară activități de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ pentru anul școlar 2015-2016. Locuri au venit pentru toate genurile de instituții militare de învățământ, însemnând toate nivelele de învățământ din Ministerul Apărării Naționale, adică pentru colegii naționale militare, academii de formare a ofițerilor și școli militare de maiștri și subofițeri. La colegiile liceale militare sunt 360 de locuri, câte 120 de locuri pentru fiecare din cele trei existente în țară. La academiile de formare a ofițerilor sunt 396 de locuri, iar la școlile militare de formare a maiștrilor militari sunt 281 de locuri. Pentru colegiile militare liceale sunt disponibile câte 120 de locuri, dintre care 20 pentru fete la fiecare instituție de profil din țară. Este vorba despre Colegiul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, Colegiul Militar Dimitrie Cantemir Breaza și Colegiul Militar Mihai Viteazu Alba Iulia. Toate aceste instituții de învățământ au locuri diferențiate pe băieți și fete, dar evident uzând de principiul non-discriminării. Pentru învățământul liceal pot fi admiși candidații care fac dovada promovării evaluărilor naționale sau care sunt în clasa 8-a și care nu depășesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este de 24 aprilie 2015. Pentru formarea ofițerilor licențiați, tinerii interesați se pot înscrie la una dintre academiile militare din țară. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu oferă 181 de locuri, dintre care 27 pentru fete. Academia Forțelor Aeriene Henri Coan de Brașov scoate la concurs 76 de locuri, dintre care 14 pentru fete. Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanța oferă 35 de locuri, dintre care 4 pentru fete, iar la Academia Tehnică Militară București sunt disponibile 65 de locuri, din care 14 pentru fete. La Institutul Medico-Militar București și Târgu Mureș sunt scoase la concurs 39 de locuri. Se primesc candidați cu diploma de bacalaureat sau care sunt în clasa 12-a și au vârsta până în 26 de ani. Pentru aviație naviganți, vârsta maximă este de 24 de ani împliniți în cursul anului 2015. Primul pas este prezentarea tânărului la Centrul Militar Județean, luarea acesteia în evidența Centrului Militar Județean, eliberarea unei fișe medicale cu care ulterior el va merge la medicul de familie, la o clinică de specialitate unde va face anumite investigații medicale, după care o altă examinare la o clinică militară obligatorie, oricare ar fi ea din țară, dar cu obligativitatea de a fi o clinică medicală militară. Recrutarea candidaților se face și pentru formarea maiștrilor militari. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I Pitești oferă 119 locuri, dintre care 9 pentru fete. Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia din localitatea Boboc, Buzău, scoate la concurs 105 locuri, dintre care 20 de locuri pentru fete, iar Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu Constanța oferă 57 de locuri, din care 6 locuri pentru fete. Pentru școlile post-liceale se primesc candidați cu diploma de bacalaureat sau care sunt în clasa 12-a și care au vârsta până în 28 de ani împliniți în cursul anului 2015. Termenul limită de depunere a dosarului este de 19 iunie. Principalele avantaje apreciem noi că sunt școlarizarea gratuită din toate punctele de vedere, însemnând nu doar școlarizarea în sine, ci și asistență medicală, asistență legată de echipament, asistență de cazare pe timpul școlarizării, pentru școlarizarea în sine. Ulterior, odată cu dobândirea calității de cadru militar, sunt avantaje legate de o formă de remunerare decentă, de dobândirea unui loc de muncă prin repartiție guvernamentală, de evoluția neîngrădită în carieră, de a beneficia de oportunitățile pe care le oferă stabilimentele Ministerul Apărării Naționale din punctul de vedere al recuperării neuropsihice și motorii, un statut social onorabil, nu în ultimul rând asistența post-carieră, însemnând reorientarea acelor persoane care ies din sistemul militar pentru o profesie din viața civilă, evident, cu posibilitatea de valorificare a studiilor pe care le-au dobândit pe timpul carierei militare. Învățământul militar este învățământ de stat, vocațional, gratuit și parte integrantă a Sistemului Național de Învățământ. Pentru candidații din județul Suceava, activitatea de recrutare se desfășoară în sediul Centrului Militar Județean Suceava, situat pe strada Alexandru cel Bun, numărul 45D, zilnic, de luni până vineri, între orele 8 și 16.